Gabi, din nou la pregătiri, vacanța s-a încheiat, acum în cantonament, un cantonament important înaintea viitorului sezon. Da, bună ziua, un cantonament greu, ca în fiecare an, și îmi doresc să fim sănătoși cu toții, să-l terminăm cu bine. Pentru tine, cum a fost vacanța? Utilă? Da, utilă, scurtă. Am fost la junior și mă bucur că am câștigat, mă bucur pentru ei că s-au calificat în Youth League. A fost ok. Acum ați revenit în forță și ce vă propuneți pentru viitorul sezon, ce doreți să realizezi? Ne propunem să realizăm mult mai bine și mult mai mult decât am realizat anul trecut și să câștigăm campionatul. Sezonul trecut pentru tine a fost unul important pentru că ai revenit după accidentare, ai prins cât mai multe minute și pe final ai evoluat în multe meciuri în play-off. Da, păi mulțumesc Dumnezeu că sunt bine acum, că mi-am revenit și sper să revenim și ce mai mult. Cum vezi tu următoarele meciuri? Vor fi mai întâi meciurile de verificare, foarte importante pentru consolidarea relațiilor de joc, pentru stabilirea formulei de start, veți avea de muncă. Da, sunt niște meciuri importante acum în perioada de pregătire, dar sper să trecem cu bine peste ele și să începem campionatul în forță. Ce mesaj ai să le transmiți și fanilor constanțeni înaintea viitorului sezon? Să fie număr cât mai mare alături de noi.